Centrul de plasament de la manejul de atletică ușoară din Chișinău a fost închis. Potrivit canalului de Telegram Prima Sursă, activitatea acestuia a fost oprită în contextul optimizării cheltuielilor din gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. La câteva ore după plecarea ultimilor beneficiari, mai mulți militari au început să încarce paturile și saltelele pentru a elibera teritoriul. Între timp, guvernul anunță că există o capacitate de aproape 5.000 de locuri libere pentru refugiații din Ucraina. În jur de 20 de militari au încărcat un camion cu paturi și saltele pe care tot ei le-au instalat la începutul lunii martie. Am desfășurat o misiune de colectare a paturilor care deja au fost folosite la centru temporar pentru refugiați, de cazare refugiaților. Acum saltelele date sunt încărcate în unități de transport și transportate la alte centre de refugiați unde au nevoie de saltele și paturile date. S-au încărcat 80 de paturi și 80 de saltele. Ostașii ne-au spus că saltelele vor fi transportate la centrul pentru refugiați pe strada Nicolae Testimițianu 6. Ministerul Apărării anunță că peste 300 de militari își oferă ajutorul la depozitele de colectare a bunurilor pentru refugiați. Potrivit poliției de frontieră, de la începutul războiului și până în 22 martie, în Moldova au intrat puțin peste 300.000 de migranți din statul vecin și în jur de 100.000 au rămas la noi. Jumătate dintre aceștia sunt minori. Guvernul precizează că în centrele de plasament din țară mai sunt disponibile peste 4.800 de locuri.